împreună cu Luca vom face echipă. Am văzut Marea foarte târziu. Am ajuns la un cinematograf foarte târziu. Dar atunci când nu ai ceva și nu știi că acel ceva există, nu-i duci lipsa. E un demn, ori de câte ori am ocazia. Opriți-vă din alergat, coborâți după rotița asta pe care suntem, care, din păcate, cu cât se învârte mai tare, o să descoperim că nu ne duce nicăieri. Pentru că îmi plăcea o fată care era cu Depeche Mode. Purtam blugi largi, mergeam la Depeșotecă, nu știu cum se chema, era un club de ăsta de unde se întâlneau depeșarii și dacă te întâlneai pe stradă cu unul de la clubul de rock, nu era prea comodă, da, întâlnirea asta. Ce? Ok, ne vedem la episodul următor. Salutare și bine v-am găsit la primul episod al podcastului Boomerang. Eu sunt Lavinia și alături de mine este Luca, co-moderatorul meu. Bună, Luca! Bună, Lavinia! Mă bucur foarte mult să fiu aici. Împreună cu Luca vom face echipă pentru a afla cât mai multe informații de la invitatul nostru. Prin acest podcast ne dorim să punem în fața publicului buzoian oameni cu povești speciale. Invitații noștri sunt oameni reprezentativi din comunitatea buzoiană pe care îi invităm alături de noi într-un cadru deschis la o discuție prietenoasă pentru a le afla povestea, pentru a ne motiva și pentru a ne lăsa influențați într-un mod pozitiv. Pentru primul episod din acest podcast ne-am dorit să vă punem în față un invitat special pe care probabil îl știți de la România Te Iubesc, care a reușit să pună punctul pe ei foarte multe probleme din societatea românească, Alex Dima. Bună, Alex! Bine ai venit la noi în emisiune! Bună, Lavinia! Bună, Alex! Bună, Luca! Bucurăm foarte mult că ești aici! Vă mulțumesc că m-ați invitat și că vreți să spargeți gheața cu mine. Sper să și reușim! Cu siguranță, mai ales că ne aflăm la început de an, cred că ar fi foarte util și frumos să vorbim despre planurile pe care ni le-am făcut fiecare dintre noi în acest an și cum putem fiecare dintre noi să devenim mai buni și să schimbăm lucrurile în bine în jurul nostru. Deja ai ridicat ștacheta. Am ceva planuri pentru anul ăsta. În primul rând, timp cu familia, timp cu ai mei, puștii mei. Cel mai cu... important lucru. Da, asta contează cel mai mult. Da. De fiecare dată, la final de an, îmi propun, uite, anul viitor să se întâmple și ajung la finalul anului și trag listă și văd că nu s-a întâmplat și o iau de la capăt, dar zic așa, și în 2023, măcar acum să-mi iasă, să stau mai mult cu ai mei acasă și de ce nu să călătorim mult. Eu am un bebe, îmi propun să stau cu el, să-l văd cum crește. Îmi iese până acum cât de cât, așa, dar vreau mai mult timp pentru, vreau timp pentru mine. Tu ai și o fetiță, nu? Avem și fetiță, da. Care anul ăsta se duce la liceu și la noi în casă așa e o atmosferă, o poți măsura cu un termometru care e roșu, pentru că... O revoluție între generații. E complicat, dar o să fie bine. Clar, clar. Ceea ce facem noi acum este un proiect inedit, pentru că este conceput de un ONG și un colegiu. Tot acest podcast se face cu sprijinul elevilor, care sunt co-moderatori ai acestei emisiuni, care filmează, editează și montează materialul. Așa că avem emoții, dar pe de altă parte suntem încrezători că vom avea... O să fie bine. Că o să fie bine, clar. Exact. Spargem gheața asta. Și mai ales dacă ești alături de noi din prima emisiune, ne dă încredere că... Ați pus ceva presiune pe mine, fiind primul, trebuie să vă fac, cum se spune, safteaua, nu? Da. Nu știu cum se spune, dar trebuie să fii alături de noi până la capăt și îți mulțumim și apreciem acest lucru. Prin faptul că suntem într-un colegiu, aș vrea ca discuția noastră să o trecem așa prin experiențele tale de viață, pornind de la copilăria și lucrurile care te-au impactat și influențat în mod pozitiv, deciziile și provocările pe care le-ai avut și ce sfaturi putem să le dăm celor din generația lui Luca. Luca este în clasa 11-a, se pregătește să îmbrățișeze o carieră profesională și apoi să ne întoarcem un pic către comunitatea Zoiană, să vedem cum găsim acele pârghii prin care putem schimba lucrurile în bine în jurul nostru. Bun, haideți să începem din copilăria ta. Luca, ai ceva curiozități despre Alex? Evident, evident. Chiar dacă cea mai interesantă zonă vreau să o abordăm puțin mai târziu, spune despre cum ai copilării. Știu că ai copilării la țară, nu? Da. Și cum a fost? Ah, ce bine! Am copilărit la Dara,
E un sat care ține de Comuna Pietroasele, nu foarte departe de aici. E casa acasă, e acolo, între dealurile alea am văzut lumina și foarte mulți ani am crezut că toată lumea înseamnă acel loc. În copilărie mă uitam la un deal, dealul pe care îl vedem și nu știam că dincolo de dealul ăla e o altă lume. Asta a fost copilăria mea acolo cu tot universul și toate poveștile pe care cred că astăzi doar un copil care trăiește la țară poate să le înțeleagă. Mă bucur Nu e povestea din tabletă. Nu avem TikTok. Uite, exact asta voiam să te întreb. Am știut o chestie, spunea că acum 500 de ani sau lucruri de genul ăsta, ce făceau părinții, făceau și copiii. Viața lor nu era destul de diferită. Te nășteai și trăiai în contextul ăla. Acum este o diferență de generație dacă te naști la 3-4 ani față de, nu știu, un frate mai mare. Este o discrepanță mult mai mare. Care crezi că sunt avantajele pentru faptul că ai prins o copilărie la țară și poate dezavantajele față de copilărie? Avantajele, le-a zice așa, o listă lungă pot să fac. În primul rând că trăiam liber, că aveam natura aproape, trăiam în natură. Că puteam să ies din casă fără să mă tem de mașini sau ai mei se teamă că treceau. Atunci când venea o mașină pe strada aia, era sărbătoare, ne adunăm cu toții să o vedem. Astea sunt avantaje. Și, deci, în primul rând, aer curat și natură. Dezavantajele... Am văzut Marea foarte târziu. Am ajuns la un cinematograf foarte târziu, dar eu nu le vedeam la vremea respectivă. Adică atunci când nu ai ceva și nu știi că acel ceva există, nu-i duci lipsa. Îmi povestea părintele Tănase de la Valea Screzii, undeva aici, nu foarte departe, Vălen de Munte, părintele Tănase are în grijă vreo 300 de copii și vreo 200 de bătrâni. Și îmi povestea că vin oameni care cer să ia din copiii de acolo undeva de Crăciun sau de Paște și părintele spunea, ok, eu vi dau, dar cumva voi mi stricați. Pentru că în alea 2-3 zile, o săptămână, cât vor sta la voi, o să le dați tot ce este mai bun pe lumea asta. Și în momentul în care se vor întoarce la mine, nu o să le mai placă. Eu le dau fasole și voi le-ați dat carne și eu știu ce bunătăți le-ați pus pe masă. Eu visez ca într-o bună zi să mă pot retrage într-un loc în care să îmi retrăiesc deja copilăria, să fiu liber și să umblu haihui pe dealuri. Deci ai visul ăsta de casă la țară, undeva... Pandemia cumva m-a ajutat că am reușit în pandemie, când a venit pandemia, noi fiind oameni de știri, am pus emisiunea în cui pe reluări și noi am trecut pe știri și stăteam 2 săptămâni în redacție și 2 săptămâni stăteam acasă, tocmai în ideea să fim protejați. Și s-a întâmplat de câteva ori ca oamenii care erau în cele 2 săptămâni de muncă să prindă virusul și atunci am venit noi de acasă și invers și așa mai departe. Deci, cumva, 2 săptămâni a trebuit să le stăm acasă, izolați. Și în alea 2 săptămâni, eu am venit aici la țară și am reușit să-mi cumpăr o bucată de pământ pe deal, să umblu după acte, după... Foarte frumos. Și acum vin acolo pe... Vin aici, de fapt, pe dealul meu, bucata mea de deal și mă simt foarte bine. Și probabil la bătrânețe acolo să fie o căsuță și eu o să copilăresc, să trag cu praști. Îți dorești să te întorci de unde ai plecat, cumva, din punct de vedere al țării. Dar mai spunem, uite, ai stat la țară, ai copilărit. Când s-a schimbat traiectoria asta? Cum ai ajuns la Buzău? Când m-a adus mama în clasa 5-a. A fost un șoc pentru mine. Un copil care avea dealul la dispoziție, dispărea și se întorcea seara plin de praf și de țărână, să-l aduci să-l pui într-o casă mică, mama avea o garsonieră undeva acolo lângă școala 12. A fost foarte complicat. Mie și cu siguranță și mamei, pentru că trebuia să mă strunească, adică mă găsea, pe vremea aia, trăgeam cu cornete prin țară, asta era nebunia. Făcusem o mitralieră, așa, cu multe de alea suflători. Și dispăream și e un scoar acolo, era o fabrică de filatură, cred că se chema, de asta de țesături
și între cele două benzi era un spațiu verde, nu știu dacă mai există acum. Și de câteva ori m-a găsit mama umblând pe spațiul la verde, trăgând în autobuze, pentru că era un copil de la țară, simțea nevoia să umblu pe pământ, să simt verde și să tragă în dușmanii care ne-au invadat spațiu. Și mi-a fost destul de dificil adaptarea. Știi, erau aici copii de oraș, eu veneam de la țară, eram un țăran. Ai simțit o diferență în adaptarea în colectiv față de... Da, în ce da, sens? Da. Este, în primul rând, cum te priveau copiii. Bine, mă priveau ca pe un ciudat, pentru că aici este și vina mamei. Eu, fiind într-o școală la țară, 1-4, în 1-4 eram 5 copii în 4 clase. Eram eu cu Nicu, clasa a doua, să spunem, mai era Ancuța în clasa a întâia și încă alți doi copii. Tot timpul am fost 5. Era ca la meditație, așa, nu puteai să te miști, că venea doamna și imediat. Și primea la școală acolo medalii de-astea, de insigne, de pentru de cel mai bun agricultor, pentru cel mai bun ecologist, pentru cel mai bun la matematică, habar n-am. Și pentru că venea cu o pungă de, așa, și eram 5 copii, el împărțea, ia, luați, bă, de aici. Și când am venit într-o clasă de 30 de copii, unde unul era cel mai bun la aia, unul și avea și el o insignă, am venit eu ca un general rus, sau din Coreea de Nord, am așa o cămașă pe care mi-a târnat toate insignele. Din start un ciudat. Mi-a fost foarte greu. Teribil de greu. Așa cum teribil iarăși mi-a fost trecerea de la o viață de-asta de școală 5-8, unde nu eram cel mai cuminte copil din școala aia, ba chiar eram în partea cealaltă, să mă mut la seminar, unde erau alte rigori, altă viață, alte... și acolo a fost așa, tot așa, un an de... Mi-a fost destul de complicat să mă așez, să-mi găsesc locul. În seminar cred că mi-am găsit locul pe la finalul anului 2, început de anul 3, deci după 2 ani de... Nu înțelegeam ce se întâmplă acolo. Înainte de a intra la seminar, cum ai ajuns să îți dorești să iei această cale? Ai știut că vrei să, ce vrei să profesezi sau te-a îndrumat cineva? Bunica, odihnească cu Dumnezeu în pace, ea era un om care mergea des la biserică. Când bunica a plecat, de acolo din casa aia le-am spus verilor și celor care au mai fost acolo că un singur lucru vreau să iau, psaltirea pe care bunica buchisea și se ruga și care e o carte așa aproape ruptă, extrem de uzată. Acolo sunt rugăciunile bunicii. Ea mi-a deschis toată această poveste, după care eram prin clasa 7, a venit acolo în sat un preot, părintele Porceanu, avea o familie foarte faină, erau tineri, el tocmai terminase seminarul și în colaborare cu bunica și cu mama m-au atras cumva și m-au adus aici la Buzău, la seminar și am nimerit într-o zi în care o clasă avea ora de muzică și am nimerit pe o alee plină de trandafiri. Acum școala în care noi am învățat e muzeu și acolo într-o clasă de asta se auzeau cântând foarte boem. Da, și liniștea și muzica și florile alea și am zis, ok, aici rămân. Te-am întrebat pentru că eram curioasă dacă a fost o vocație, dacă ți-ai dorit sau te-ai lăsat mai mult influențat de bunica și mama pentru că ai crescut că m-a lăsat în influențat mediu. Și tocmai de aia spuneam că abia prin anul 3 am înțeles care e rostul meu acolo, sfârșit de anul 2, început de anul 3. Timp aveam să-mi dau seama ce bine, pentru că făceam 5 ani. Am înțeles că s-au trecut la 4. Dar nu pot să zic că vocația mea de mic, eu mi-am dorit să... Nu, am descoperit, am intrat într-un mediu care îmi plăcea, despre care nu știam foarte multe. M-am adaptat în anii ăștia, am încercat să înțeleg despre ce este vorba, a început să-mi placă foarte tare și am avut așa niște urcări și coborâri, dovadă că, uite, acum nu sunt preot. Da. Nici profesor de religie. Am avut un an de... Ai predat? Da, când am terminat facultatea. Ce muzică ascultai în liceu?
ce se auzea de la clasă. Nu, glumesc. Ascultam tot felul de la rock și aveam niște colegi care erau... Deci la seminarii se sânge. Da, pe vremea aia, uite, nu știu dacă era rocotecă aici în Buzău. Am fost foarte multă vreme, bine, și pentru că îmi plăcea o fată care era cu Depeche Mode, purtam blugi largi și mergeam la Depeșotecă, nu știu cum se chema, era un club de ăsta de unde se întâlneau depeșarii și dacă te întâlneai pe stradă cu unul de la clubul de rock, nu era prea fericit momentul. Da, întâlnirea asta. Da, cam așa, în zona asta am fost și ascultam seara, în cămin. Eu, de fapt, 1-4 ani de liceu am stat acasă și în anul 5 m-am mutat acolo în liceu și am și dormit acolo în prag de bac. Cum a fost viața unui copil de la seminar? Că te gândești din exterior că ar trebui să fie diferită sau că e mai strictă. Tu cum ai strictă trăit-o? Este. Cum a fost experiența? Este strictă. Nu știu acum cum se întâmplă, dar atunci era destul de strictă. Tocmai de aceea, datorită acestei stricteți, seminarul era în top, seminarul din Buzău, în rândul seminarului. Strictă... Povestește-mi ce înseamnă strict. Că... Da, strict, da, da. Adică aveai cumva un program de cazarmă. Aveai ore la care te trezeai, ore la care mergeai la rugăciune, mă refer în cămin. Pentru cei care stăteam în oraș, cumva trebuia să ne încadrăm și noi în programul lor. Aveai un duhovnic la care trebuia să te duci să te spovedești, aveam ore de mers la paraclis, la care trebuia să mergi să faci rugăciunile și practica de rigoare de acolo și, bineînțeles, un regim de stat de ușoară armată. Și dacă lipseai, ce se întâmpla? Și dacă lipseai, nu era bine. Ceva se întâmpla. Erau și pedepse de-astea fizice unele dintre ele. Încă erau. Castane. Și dacă nu ți se aplicau castanele, nu le primeai de la profesor, când venea mama odată la nu știu cât timp la școală, venea destul de des, mi le luam de la mama, așa că nu prea reușeam să... Uite, strict, de exemplu, nu aveai voie să te duci într-o discotecă. Știu că odată ne-au găsit la pedagogic, săream pe geamuri pe acolo, că a venit părintele spiritual și cu încă un profesor, preoți, într-o discotecă unde toată lumea dansa, eram în elementul nostru, fetele de la pedagogic, noi băieții de la seminar și dintr-o dată două siluete negre, doi Batman cu un caiet și cutăresc. Așa, pe listă, și am avut și nota scăzută la purtare și de-astea. Păi, asta e, ține de strictețea asta. De... Da, na, categoric. Da, na, nu poți să faci preot. Clar, clar. Adică trebuie să ai niște reguli, că de-aia te-ai dus acolo. Bine. Am terminat seminarul aici cu gândul de a mă face preot și am plecat la București la facultate și acolo, în facultate, mi-am dat seama că totuși drumul meu nu trebuie să meargă în direcția asta. Preoția este misiune. Vreau să ne oprim aici. Cum ți-ai dat seama? Care au fost acele becuri care s-au prins în mintea ta și ți-ai dat seama că nu este asta drumul tău? Asta spun. Preoția nu este o meserie. Nici nu gândeam că este meserie. Eu văd lucrurile credincioșii pe care tu iei într-o parohie atârnă de gâtul tău. Și cei care vin la biserică și cei care nu vin la biserică. Asta este misiunea ta, să te duci să schimbi lumea acolo, să fii sarea pământului și lumina lumii în comunitatea respectivă. Cumva motivezi mai mult din interior. Din exterior, țin să spun că ai fi avut un profil foarte bun pentru un preot către comunitate. Mulțumesc. Pentru că ai fi atras oameni către tine fiind un om și un profil deschis și poate abordând altfel latura aceasta divină. Aveam aici este la Buzău strict punctul meu de vedere. Un profesor care mie mi-a fost foarte drag, el era destul de dur așa, părintele Popa. Preda foarte multe materii, era un om care trăia singur, s-a dus cu Dumnezeu să-l ierte și în momentul în care el m-a văzut la televizor, ne-am găsit odată la facultate și mi-a zis, nu o să uit treaba asta, păcat că ai fi fost un popă bun. De cele mai multe ori când primesc această întrebare, pentru că pare așa un om care a ieșit dintr-un sistem și s-a mutat într-un altceva, poate fi interesant. Eu răspunsul pe care îl dau este: poate așa a vrut Dumnezeu. Corect, corect. Poate știe el de ce am cărmit-o eu. Poate știe de ce am ajuns la seminar
și am făcut 9 ani de teologie și acești 9 ani de teologie, cum spuneam, primii 2 nu prea mi-am înțeles, dar în ceilalți 7 am înțeles despre ce e vorba, sunt anii care pe mine m-au clădit, inclusiv ăștia pe care, în care m-am chinuit să înțeleg ce este acolo. Pentru că faci muzică psaltică, faci dogmatică, faci îndrumări misionare, tot felul de materii despre care, dincolo de zidul seminarului, nu se știe. Unele sunt extrem exact. De dure și te schimbă și îți pui foarte multe întrebări după ce începi să citești. Vorbesc din punct de vedere al unui tânăr și uitându-mă la generația mea. În general, nu se mai apleacă atât de multă atenție asupra laturii spirituale, a religiei, a dogmelor, a lucrurilor de genul ăsta. Mă refer în a încerca să se cerceteze. Pe tine ai spus că te-ai inspirat bunica ta și te-ai dus la seminar din start. La noi, cel puțin ce văd în jurul meu, nu se mai pune atât de mult accent. Și întrebarea mea pentru tine, cum simți că te-a ajutat viața de seminar și, în general, credința și modul ăsta de a trăi în devenirea ta ca omul care ești astăzi? Foarte mult. Adică foarte mult. În totalitate. Ce-am așezat aici sau ce-au reușit profesorii să așeze în mine aici, din punct de vedere spiritual și intelectual, pe mine mă ajută. Așa m-am format eu ca om. Și mă ajută și profesional. Pentru că aici, în seminar, am făcut catehetică, am făcut omiletică, sunt materii care te învață cum să vorbești oamenilor, cum să îți structurezi o predică, de exemplu, cum să ieși în fața oamenilor. Noi făceam aceste materii și această pregătire, ieșeai în fața clasei și țineai o predică. Cu început, cu puncte culminante, cu încheiere, cu... Ori asta m-a ajutat după aceea în jobul pe care eu îl am, să stau în fața camerei și să am un început și un final și să spun niște lucruri într-un anumit interval, că dau un live din fața Parlamentului sau de undeva unde am 30 de secunde în care eu să-mi structurez în acele 30 de secunde ce am de spus. Că am un minut, spun mai mult. Iarăși, cum să gândești în contact cu oamenii, când ai oamenii în față, cum vorbești. Iar lucrurile astea le-am învățat atât în seminar cât și în facultate. Sunt materii care te pregătesc să stai în fața oamenilor, să-ți structurezi o poveste și să o spui. Luca vede prin ochii generației pe care o reprezintă cum stau lucrurile, căci prin ochii generației mele eu văd că noi ne îndreptăm foarte mult către partea de spiritualitate în zilele noastre. Se vorbește foarte mult de a te regăsi pe tine, de a te conecta cu tine. Ești de acord? Din ceea ce văd, este într-adevăr, mi se pare foarte super, dacă există, este foarte superficială. Adică nu mi se pare că oamenii cu adevărat, mai ales în lumea care trăim, care e din ce în ce mai rapidă, viteză, trebuie să reușești, trebuie să ai o carieră, trebuie să faci, să faci, să faci, mi se pare că la sfârșitul zilei ne lăsăm foarte puțin timp pentru sufletul nostru, care teoretic e cel mai important. Ăsta ar trebui să fie rolul profesorului de religie. Mă uit acum la fiica mea și la copiii din generația, nu știu cât de mult profesorul de religie reușește să comunice cu elevii pe care îi are în față. Eu am predat un an de zile și știau și de atunci, de când eram în școală, n-am respectat niciodată programa. Adică programa respectivă era un ghid pe care îl făceam acolo într-un caiet și puteam să-l prezint când venea inspecția. Dar în rest, orele mele de religie erau un fel de consiliere și de hai să ne găsim drumul împreună. Cam asta ar trebui să facă un profesor de religie. Și cumva să ne dea să ne călăuzească, să ne învețe să facem niște pași. Din păcate, din ce știu, se întâmplă foarte, foarte rar o treabă de genul ăsta și poate că aici profesorul de religie în școală ar trebui să aducă, să fie părintele ăla pe care poate nu l-ai avut acasă, că avea job, avea task-uri de făcut și n-a avut timp să stea de vorbă cu tine despre Dumnezeu. Ce zici tu de întâlnirea cu mine pe care o fac seara, poate uneori, dacă am timp, dacă nu cad de oboseală, asta ar trebui să se întâmple tot timpul. De-aia zic eu că îmi doresc să petrec timp cu ai mei și să petrec cât mai mult timp eu cu mine în acest an și în anii care urmează. De-aia vorbesc, mă uit la acel deal pe care sper într-o bună zi să am vreme să mă așez, tocmai pentru a avea timp eu cu mine. E un demn, ori de câte ori am ocazia.
opriți-vă din alergat, coborâți după rotița asta pe care suntem, care, din păcate, cu cât se învârte mai tare, o să descoperim că nu ne duce nicăieri. Ok, ne duce tehnologic, avem telefoane, ce povesteai tu de copilărie, că generațiile se schimbă la 2-3 ani, deja suntem diferiți unii de alții. Dar dincolo de astea, rămâi tu cu tine și cu sufletul tău și cu mintea ta și tocmai de aia sfatul meu este din când în când să coborâți de pe rotița asta și să încercați să petreceți timp voi cu voi. Am dat de mai multe ori exemplul ăsta în altul Iustinian de la Maramureș, care îmi zicea mie și zicea prin intermediul meu oamenilor, învățați să retrăiți în pasul boului. Mi-a plăcut foarte mult treaba asta. În pasul boului? În pasul boului, pentru că boul nu este un animal, dar el merge agale. Și omul care trăia și mergea pe lângă boul ăsta și își făcea treaba pe lângă boul din gospodărie, mergea agale și avea timp să stea el cu el, cu gândurile lui, cu mintea lui, cu sufletul lui. Ai timp să faci și altceva. Nu să, azi sunt la ora 1, sunt într-un meeting, pe urmă am un Zoom, pe una așa, pe urmă să plec, am un team building, am o nu știu ce. Și ajungi la final de an, când ciocnim toți paharii, s-a terminat 2022 și dacă tragi linie, zici, ok, și cu ce m-am ales? Uite, pandemia asta, dacă a avut un... eu am văzut și părți pline. În primul rând, ne-a dat niște timp, noi cu noi, acasă, acolo, cât ai stat închis în casă. Demândă-te pentru viața ta, având perspectiva morții, cumva moartea o auzeam cu un suflă pe la geamurile noastre, știi? Da. Și dintr-o dată ne uitam și ziceam, ok, hai să... aveai timp cu tine, timp tu cu familia ta, și foarte important, mi s-a părut... și poate n-am vorbit suficient de mult despre asta și n-am învățat multe din treaba asta, am avut timp să ne sunăm părinții. Părinții, bunicii, da. Fiecare dintre noi am făcut treaba asta. Mamă, ai grijă, nu ieși din casă, nu, cum ești, cum, cumva ne-a întors cumva la matcă. Am un coleg de școală de aici din Buzău care îmi povestea că poate că asta a fost o palmă de la Dumnezeu atât de elegantă și de finuță. Nu știu cât am învățat, dar a fost cumva un brânce. Așa. Băi, e trist, opriți-vă, că luați-o piua. Trebuie să experimentăm pandemie ca să înțelegem aceste lucruri. Da. E trist că nu înțelegem că trăim cu toții pe această planetă și trebuie să avem grijă de ea și în loc să luăm măsuri, vedem că se schimbă totul în jurul nostru, fără să mai putem să influențăm în vreun fel. Știi de ce? Și e trist că nu ne mobilizăm din timp pentru a preveni aceste lucruri. Pentru că nu ne mai pasă. Pentru că nu ne pasă. Nu ne pasă de... de în primul noi. Rând, în primul rând de noi. Nu pasă de mine. Eu, pe persoană fizică, nu-mi pasă de mine pentru că nu beau suficient de multă apă, pentru că nu-mi fac timp, pentru că nu mă duc să fac mișcare, nu neapărat să mă duc să trag de fiară la sală, dar să mă duc să mă plimb printr-un parc, să alerg, să mă mișc. Tocmai de aia începem să avem o țară plină de oameni supraponderali. Tocmai de aceea începem să avem copii în școli care au luat dimensiuni și nu știm cum să-i aducem. Dar de ce nu ne pasă? Pentru că nu ne pasă, pentru că am ajuns într-o zonă de confort, suntem la un click distanță de orice, de orice vrei să mănânci, pui mâna pe telefon sau pe aplicație și comanzi. Acest click distanță vine cu un preț pe care noi îl plătim. De ce nu suntem conștienți? Păi nu suntem. Până mai acum, de curând, aveai nevoie de mâncare, te duceai și ți-o procurai. Exact. O aduceai din câmp, ți-o pregăteai, ți-o iarăși era niște timp pe care îl petreceai tu cu tine curățând cartofi acolo, cu mintea ta. Poate că era un exercițiu de purificare a ta, și... făcând lucruri. Acum ai o aplicație, ai sunat, și în 10 minute a venit un băiat cu bicicleta și ți-a adus mâncarea. Și... pentru că tu ești foarte ocupat și foarte agitat. Unul la mână zici că nu vreau să-mi pierd timpul cu lucruri de astea, doi la mână creierul mereu o să caute ceea ce îi provoacă plăcere rapid, 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 da. Și o să aleagă să nu facă alte lucruri. Și de aceea și... când te-ai obișnuit cu stilul ăsta de viață, trebuie să muncești mult să ieși din zona de confort. Și creierul o să-ți mănânce sufletul. În confortul ăsta al nostru în care intrăm, intru la mine în casă, închid ușa după mine, e bine, da? Pentru confortul ăsta am muncit. Am dat drumul la televizor, mi-am scos un suc sau o bere din frigider, stau și mă uit la televizor. De câte ori te-ai gândit că la doar distanță de o cărămidă de tine, cărămidă. De 15-20 de centimetri, dincolo de peretele ăsta, cineva poate suferi. De câte ori ne punem problema asta? Că dincolo de... poate că de acolo este începutul binelui pe care poți să-l faci. Poate că de acolo este binele ăsta care ar putea să pună stăpânire pe tine. Să faci un bine. Iarăși, eu de câte ori am ocazia, în special în jurul sărbătorilor, da? De fiecare dată, încercați să dăruiți vecinilor voștri. Nu obiecte, poate au nevoie de obiecte sau de bani sau de...
dar măcar un zâmbet. Noi nu ne mai zâmbim. Noi nu mai zâmbim, noi nu mai avem timp să ne oprim și să ne uităm unul la altul și să ne zâmbim. Toți alergăm viteză, tot mai mare viteză, mai mare viteză. Creierul nostru n-a evoluat foarte tare, suntem aceiași oameni ca acum 500 de ani. Și văzând atâta informație prin fața noastră, nu mai avem timp și nu putem să mai procesăm toată informația asta. Și ne obosește. Aș promova pentru că suntem și într-o zonă de discuție în care vrem să scoatem în relief oamenii buni și faptele bune pe care putem să le facem în jurul nostru și da, sunt de acord cu tine cu aceste cadouri pe care le putem face oamenilor care au nevoie, dar nu doar în preajma sărbătorilor. No. Pentru mine a devenit ceva obositor, doar de Crăciun și de Anul Nou se înghesuie toată lumea să facă cadouri. A zis Anul Nou. Da, Anul Nou, să fie în fiecare zi. Să fie în fiecare zi. Corect. Da. E și o colintă care zice, dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni... Până la urmă, un zâmbet nu te costă nimic să-l afișezi, îți face bine și ție. Ai nevoie de exercițiu ca să faci treaba asta. Ai nevoie de exercițiu, uite, că vorbeam de că suntem nepăsători. Totul pornește de la exercițiu. Ce bine ar fi dacă am începe să facem exercițiul ăsta acum și de la lucruri mici. De exemplu, nu-ți mai arunca țigara pe geamul mașinii. Nu mai scuipa pe jos. Nu-ți mai arunca guma aiurea. Adică sunt niște lucruri extrem de mărunte. A venit pandemia, ne-a învățat să ne spălăm pe mâini. Dar eram firesc cu lucrurilor să faci treaba asta, să te speli pe mâini. Du-te și te spală pe mâini. Adică sunt niște lucruri par atât de neimportante, dar de aici este ABC-ul. Am fost invitat la TEDx acum ceva ani și am făcut un calcul la 1000 de oameni, cred că am luat 1000 de oameni care își aruncă guma și țigara pe geam. Și dacă am măsurat cât are un muc de țigară, ori nu știu câte țigări aruncate pe zi, la 1000 de mașini și într-un an de zile, în 365 de zile, în București sau oriunde, la 1000 de oameni ai putea să faci un covor de vreo 7 metri lungime, nu știu pe cât mai e, și pe 5 lățime din mucuri de țigară. Cum putem scăpa de aceste greșeli pe care le fac oamenii? Conștientizând. Nu înțelegem că locul ăsta e al meu. Orașul ăsta e al meu. Eu trăiesc în orașul ăsta. Și eu sufăr consecințele. Și eu sufăr, da. Eu merg prin gri. Dacă vreau să schimb ceva, păi pornește de acolo, de la cărămida asta care te desparte de binele pe care ai putea să-l faci, de la vecinul tău, nu-ți place scara pe care trăiești, apucă-te tu, du-te la un desta de așa, ia-ți un trafalet și 5 litri de 5 kg de vopsea și zugrăvește tu, fă tu curat în fața scării tale, nu mai aștepta să vină cineva să facă, tot așteptăm să vină cineva să ne facă, nu eu. Să vină cineva. Cine deci să asta vină? Asta e deja o mentalitate pe care o avem, adânc înrădăcinată. Pentru că suntem nepăsători. Și cred că cel mai greu este să schimbi comportamente și mentalități. Și atunci eu, Luca, mai ales Luca și generația pe care o reprezintă, se întreabă până când? Când păi se va rupe când această mentalitate? Să ieșim din rând, din rândul ăla de oi care merg, ați văzut cum merg oile una după alta, așa, cu capul în jos și ele nu văd stânga-dreapta. Și dacă aia din față se duce, aiurea, restul se duc și... Dacă ar fi să găsim niște soluții concrete, cum să ieșim din rând, care ar fi aceste nu-ți soluții? Nu-ți mai arunca pe geam țigara. Eu nu mi-arunc. Nu-ți mai arunca. Luca nu-și aruncă. Nu, în general. Deci asta este un ABC. Fiecare dintre noi avem niște lucruri pe care le facem și cu care dacă stăm să ne analizăm și ne facem timpul ăla al nostru, ni-l luăm să trăim noi cu noi, cu siguranță fiecare dintre noi vom vedea că avem ceva de schimbat. Nu o să vină nimeni să-ți impună schimbarea. Nu avem oameni care să te oblige să faci schimbarea. Da? Că avem legi. Dar uite acum, am intrat în oraș și a intrat unul cu o basculantă plină de noroi. Cu siguranță există o lege care să îl pună pe ăla să nu iasă din șantier cu mașina murdar. De ce nu respectă? Pentru că nimeni nu îl pedepsește. Deci ai pus punctul pe ei, practic. Ar trebui, dacă vorbim de soluții concrete, ar trebui să existe legi și înțeleg că ele există și apoi ar trebui să se aplice amenzi sau orice altă formă și de constrângere. Și suntem în zona lui ar trebui. Dar până să ajungem ca acel ar trebui să se întâmple, trebuie să fac eu schimbarea. Eu cu mine, eu să încep, eu schimb un pic aici, tu schimbi un pic acolo, el schimbă un pic acolo și o să ne dăm seama că la un moment dat picurile astea se vor uni și vor face o picătură mai mare, o cantitate mai mare de bine. Până să ajungem la aplicarea legii și să nu așteptăm ca cineva să vină să aplice legea, eu cred că putem să începem de la bucățele mici, tot în alt Justinian. Iarăși tot vorbesc de treaba asta, întâlnirea mea cu părintele ăsta. L-am întrebat la un moment dat, cum dai de Dumnezeu? Cum dai de Dumnezeu?
Și el s-a uitat așa la mine și mi-a zis, păi, începe să faci bine. Începe să faci bine, azi faci un pic de bine, mâine faci un pic de bine și să vezi că la un moment dat dă Dumnezeu de tine sau tot, dar vă veți întâlni. Cred că de aici ar trebui să începem, de la a face bine, de la a ne trezi dimineața și a ne face cumva o listă de, măi, ce greșesc eu în viața mea? Iarăși m-am dus în Franța la un doctor, la un moment dat aveam niște probleme de astea, se mișcau spațiile cu mine și m-am dus la un doctor, un guru, m-a dus cineva la gurul din Lyon. Și am intrat acolo și s-a uitat medicul ăsta la mine fără să mă întrebe de ce ai venit, m-a întrebat de unde sunt din România și m-am așezat pe scaun și a zis, am pentru dumneavoastră o întrebare. Spuneți că eu am venit la guru. Și a zis, mâncați, dormiți 8 ore, munciți 8 ore, vă relaxați 8 ore? Nu. Și a zis, ok, păi mergeți la dumneavoastră în țară, în România, munciți 8 ore, vă relaxați 8 ore, timp tu cu tine, și dormiți 8 ore, 8, 8, 8. Faceți treaba asta și până vedeți dacă funcționa și până... Da, dar știți că am venit, nu-mi dați și mie niște pastile, niște ceva. Dom'le, ce nu înțelegi? Eu îți dau, dar du-te și fă chestia asta. Un sistem al meu pe care trebuie să mi-l impun, să mă dau jos de pe rotiță. Să încep eu să schimb. Să încep eu să schimb griul. Iarăși acolo stăteam în Franța și mă uitam pe stradă la oameni. Stăteam pe o băncuță și mă uitam la oameni. Cât de pozitiv sunt oamenii. Cât de colorați sunt îmbrăcați. Cât de deschiși să vorbească cu tine dacă îl întrebai ceva. Intrai în magazin, bonjour monsieur, nu știu ce, mă uitam, o geacă era 2500 de euro, pereche de pantaloni, 1400, dai 1400 pe pereche. Și ieșeam și, au revoir monsieur, mai poftiți pe la noi, mai nu știu ce, la noi, dacă intri și din stare să te bat, că ești și deranjat astea pe aici și n-ai plecat cu nimic. Este vorba de cum privești... Știi că îi fac cursuri la școală despre cum se poartă. Da, viața. Da. Poate că la ora aia de religie, poate că ar trebui să punem lucruri de genul ăsta. Sunt în totalitate de acord cu tine că schimbarea pornește de la noi, că noi trebuie să fim schimbarea pe care o vedem în jurul nostru, dar eu cred că și sistemul, propriul nostru sistem, trăiește într-un sistem mare și dacă lucrurile nu se schimbă în tandem, cumva ești în dezechilibru. Clar nu poți să muncești 8 ore, să dormi 8 ore, să ai grijă de tine 8 ore, pentru că a munci mai mult, poate pentru unii înseamnă un nivel de trai mai bun, pe care trebuie să și-l asume. Okay. Și atunci sistemul în care noi trăim trebuie modificat, îmbunătățit, ajustat. Și cine să ți-l modifice? Și atunci noi cum, eu, Lavinia, Luca, Lavinia, noi cum putem să schimbăm Lavinia, acest sistem? Tu, Luca, eu, Alex, fiecare petrecând timp, eu cu mine, tu cu tine, timpul nostru de calitate, trebuie să ne facem timp fiecare pentru el, cumva trebuie să fim egoiști la un moment dat. Știi când ajungem noi să petrecem timp noi cu noi? De cele mai multe ori și cele mai triste ori, atunci când vine peste tine o boală. Da. Da? O boală te pune în pat și atunci ai suficient de mult timp tu cu tine și atunci vei descoperi că n-ai băut suficient de multă apă, că n-ai făcut suficient de multă mișcare, că nu te-ai plimbat suficient, că nu ai petrecut, că stresul te-a aruncat acolo și... Că lucruri pe care le considerai firești de fapt nu sunt garantate și poți să le pierzi imediat. Exact. Și atunci tu realizezi oamenii care sunt pe patul suferinței, de cele mai multe ori asta... Dar hai să nu ajungem timp pe patul suferinței păi atunci, ca să ajungem asta la această spun. Concluzie. Hai să ne facem timp noi pentru noi, hai să fac eu cumva, să-mi fac o fișă. E ca atunci când te duci la spovedanie, că tot am făcut eu teologie. Hai să ne vedem care ne sunt păcatele. Hai să nu ne mințim și să nu zicem, poate că un păcat foarte grav, avem tendința de a-l acoperi și de a da vina pe un sistem care nu mă ajută. Hai să văd eu cu mine... ce lipsuri am și, bineînțeles, ce puncte cu buline albe am, pentru că trebuie să ne privim și așa, că altfel o să cădem într-o depresie totală. Fiecare om are și bune și rele. Trebuie doar să vrea să înceapă de undeva o schimbare. Uite, tu ești primul om care află, sau printre primii oameni care află multe nereguli din țara asta, cu anchetele despre pădure, corupție, de la Baia Mare, groapa aceea, noi, și multe, multe altele. Ce te face totuși să simți că merită și că
și nu știu, să spui, nu, eu o să ofer familiei mele o oportunitate mai bună în altă țară. Ce te face să rămâi? Uite, aduc în discuție alt cuvânt care mie mi-e foarte drag. Datoria. Să ne facem fiecare datorie acolo unde suntem. Dacă fiecare dintre noi ne-am face datoria acolo unde suntem și am înțelege ce înseamnă această datorie, lucrurile ar arăta un pic mai bine. De ce mă duc și îmi bag nasul prin tot felul de... care mănâncă enorm de mult timp și mă duce într-o zonă de gri cu mintea de foarte multe ori. Acum fac un material despre păduri. Din păcate, făcând un astfel de material, m-am aruncat într-o lume în care găsești foarte mult rău într-o formă palpabilă. Adică munți fără pădure, oameni care taie, hoți, autorități incompetente și așa mai departe. Pe de o parte am sentimentul că îmi fac datoria, pe de altă parte îmi doresc ca oamenii ăștia, și asta e speranța noastră, odată văzut la televizor să se întâmple ceva cu ei, ca odată văzut la televizor un astfel de fenomen, să facem fiecare dintre noi, atât cât putem, niște schimbări, noi dăm aceste materiale la televizor și cu speranța că odată văzând, cel puțin la nivel de autorități, de oameni politici, oamenii de acolo, văzându-i pe ăștia în toată golicina lor, nu să-i mai voteze. Voi puneți reflectorul pe cei care fac rău acestei societăți și că scoțându-i în față le arătăm celorlalți că nu ar trebui să susțină, să voteze și ar trebui să-și aleagă cu grijă reprezentanții din comunitatea lor. Mă gândesc că poate ar fi timpul să schimbăm un pic paradigma și să punem reflectorul pe oamenii care fac bine acestei societăți pentru a crea acest efect multiplicator de fapte bune și oamenii să aibă niște puncte de referință. Și îți spun și de ce spun asta. Asta, pentru că aud în jurul meu că faptele pe care le văd ei prezentate în reportaje ca fiind fapte rele, ei consideră că este o normalitate și că așa trebuie să faci dacă ești acolo. Că ce dacă te-a prins, că dintr-o anchetă poți să scapi, dar dacă ajungi și ai acces la niște pârghii prin care poți să-ți îmbunătățești situația, așa trebuie să fie. Okay. Și atunci poate ar trebui să schimbăm un anormalul pic deveni normal. Paradigma. Asta am zis și noi și am descoperit la un moment dat, pentru că ne-am dat seama că avem putere. Pentru că la noi se uită niște milioane de oameni și le mulțumim că sunt cu noi de atâția ani. Uite, suntem în cel de-al 15-lea an, sezonul cu numărul 30 începe acum. Doamne, ăștia, mulțumim! Și la un moment dat ne-am dat seama că materialele pe care noi le facem au impact și ne avem putere. Și pe lângă anchetele pe care le facem, am început să căutăm oameni care fac bine, care schimbă fața acestei țări. Eu îi numesc pe oamenii ăștia celule. Să-i luăm pe rând, dacă vreți. Dorește viață. Două doamne, Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu. N-aveau pe nimeni în familie bolnav sau nu aveau ceva probleme. La un moment dat au aflat de un copil care avea nevoie de tratament în străinătate și guvernul de la acea vreme, cred că era condus de Emil Boc sau guvernul României oricum, nu îl ajuta cu bani să se ducă acolo la tratament. Așa le-a găsit Paula, colega mea, Paula Herlo. Ele erau în fața guvernului când ne-a găsit Paula. Ele două protestau în fața guvernului cu o hârtie pe care cereau bani pentru tratamentul acelui copil pe care ele nu-l știau. Au primit la un moment dat un mail care le-a mișcat pe ele. Și a fost momentul când pe ele le-a, acel mail și acea poveste le-a scos din rând. Și așa a apărut povestea Dăruiește viață, în care la un moment dat am intrat și eu și povestea asta a construit deja, este în picioare și o să-i dăm drumul curând, spitalul de la Marie Curie, un spital pentru copii. Povestea asta am construit-o cu banii și s-a construit și fetele de la Dăruiește Viață și oamenii care stau lângă ele au făcut-o să funcționeze cu bani veniți din comunitate, de la oameni. Sunt peste 350.000 de oameni care au răspuns la acest strigăt de ajutor și 7.000 de firme din România care au ajutat această poveste să crească. Iarăși, proiecte care se fac din ajutorul primit de la oameni. Magic Camp este o tabără pentru copiii bolnavi de cancer, începută în 2014 cu 31 de copii în două serii, două săptămâni. Acum, în vara lui 2022, au fost 17 serii de copii, niște sute de copii care au trecut prin această tabără. În fiecare lună
peste 200 de familii din România primesc un pachet consistent cu cele necesare traiului pe o lună de zile. Există Magic Home-uri în care, dacă adunăm în cei 5 ani de existență, sunt 14 Magic Home-uri în țară și în străinătate, dacă facem un calcul și adunăm nopțile petrecute acolo, sunt peste 350 de ani de nopți dormite în Magic Home, oameni care sunt aruncați de viață într-o suferință și într-un coșmar de neimaginat și care acolo în Magic Home primesc mâncare, primesc cazare, primesc suport psihologic și mai departe. În așa fel încât ei să-și vadă de povestea lor. Tot sub umbrela asta de Magic Camp, Asociația Magic are și șoferi de suflet. Oameni care își dau din timpul și din energia lor și e o aplicație în care poți să intri și dacă un copil are nevoie să fie dus de la Buzău la București, tu îți apare pe aplicație și dacă timpul îți permite, îl iei pe copilul ăla și îl duci la tratament. Sunt peste 2 milioane de kilometri parcurși cu astfel de povești. E altă poveste care funcționează. Așezământul de la Rădăuți, unde peste 100 de copii sunt acolo în grija călugărilor. Valea Screzii, Părintele Tănase, cu ce se întâmplă acolo. Și am foarte, foarte multe exemple de oameni care au ieșit din zona de confort și care au făcut lucruri și fac în continuare lucruri. Uite, Casa Șer, de exemplu, Bogdan Tănase, care are 30 de case construite pentru oameni aflați în suferință, care acum a construit o școală pentru ei. Oamenii ăștia toți puteau, bine mersi, să stea la televizor. Exact. Să se uite pe Netflix sau habar n-am pe ceva. Dar le-a păsat. Au ieșit din zona de confort și au făcut o schimbare. Cumva ei au făcut o adevărată revoluție, în primul rând cu ei și în jurul lor, cu niște oameni. Uitându-mă la oamenii care vin în Magic Camp, de exemplu, voluntarii care vin și au grijă de copiii bolnavi de cancer de acolo. De ce ți-ai dat din săptămâna ta, din timpul tău, o săptămână să stai acolo cu copii? Și am întrebat de foarte multe ori, de ce după ce stai o săptămână acolo lângă un copil care trăiește sau moare, pentru că mulți dintre ei, din păcate, pleacă. De ce îi face, de ce te-ai răni într-un asemenea hal? Și ei își doresc să vină, să revină. Da. Pentru că cumva ei se pun în slujba binelui. Și pentru că ei cumva descoperă că viața, viețile lor capătă un sens făcând bine celorlalți. Și atunci, asta e ideea la care vreau să ajung, cât este egoism și cât este altruism în gesturile pe care le facem. Că, de fapt, atunci când vorbim de altruism, are o doză de egoism. Că faci, da, de fapt este egoism. Facem bine pentru că pentru că dăruiești, primești, oarecum e un echilibru. Și chiar dacă e ok, egal un egoism bun, să-i spunem. Exact, pentru că cea mai bună formă de egoism. Făcând bine, îți faci tu bine, îți capeți un sens. Alex, câteva motive pentru care iubim România. Oh, acum câțiva ani, de fapt acum mulți ani când am început emisiunea, am primit de la ceva, o publicație, trebuia să răspundem toți, de ce iubim România? Și am spus că nu iubesc România și am avut niște probleme cu PR-ul nostru. Cum, nu iubești România? Tu poți să spui că nu iubești România. Și într-adevăr, eu nu pot să spun că iubesc România la pachet. Dar din România... Eu iubesc părți, iubesc oameni, iubesc delta, iubesc muntele, iubesc pădurile, iubesc oamenii ăștia despre care vorbesc, care fac bine și care te fac mândru. Când te uiți la ei, te încarci de energie bună. Apropo de oameni România noastră. Exact, de oameni și momente la România te iubesc. Mi se pare foarte interesant pentru că ne-ai spus că ai trecut atât prin încărcarea asta de energie de la oamenii buni care reușesc să facă ceva, celulele. Pe de altă parte, ai văzut toate părțile rele de corupție, de păduri, lucruri de genul ăsta. Cred că nu le-am văzut pe toate, pentru că de fiecare dată când mă duc... Mai găsești ceva. Mai găsesc, da, și de fiecare dată zic, băi, unde voi, se ascunse? Băi, și voi. Dar ce ne-a spus că se pregătesc pentru următorul sezon, deci au multe descoperite. Scuze. Spune, Luca. Nu, nicio problemă. Ce vreau să te întreb este dacă poți să ne spui concret câteva momente care au avut o încărcătură foarte mare pentru tine în acești ani de România te iubesc. Poate să fie momente la modul extreme, momente periculoase, momente frumoase. Ce momente ți s-au părut mai marcante, exact? Cu mine aici, în această cameră, astăzi a venit și colegul meu, Cristi Corchiș, operator. Și râdeam pe drum astăzi când veneam spre voi. Ne-am adus aminte cum am dormit noi la zăpezile din 2012 în casa unui om și ne-am petrecut sub vreo 4 rânduri de așternuturi și îmbrăcați așa cum venisem din zăpadă.
Ne-am petrecut Valentine's Day. Pentru a vă face datoria. Și asta e o poveste cu datoria. Eram la Afumați, în prima zi de zăpadă, de acolo nu se mai circula, totul era blocat și am citit mesajul unui cuiva, stând acolo, din zăpadă veneau oameni. Oameni îmbrăcați în saci, în plastic, în... veneau niște siluete așa, dintr-un viscol de zăpadă, apăreau. Erau, de unde veniți? Păi nu, că pe drum, e drumul ăsta care se duce către București. Că sunt sute, mii de mașini, copii blocați în mașini. A venit zăpadă și au rămas acolo, pe drum. Și că este nenorocire pe... Și în timp ce îi vedeam pe oamenii ăștia și le luam interviu și tot transmiteam că eram în regim de live și... la un moment dat cineva a scris pe Facebook, m-am săturat să văd reporteri în zăpadă care ne spun cât de mare e zăpadă. Și zic, bă, omul ăsta are dreptate. Hai să apucăm lucrurile dintr-un alt unghi, hai să vedem altfel. Ce ar trebui spus la povestea asta? Și ce ar trebui spus la povestea asta este suferința oamenilor. Noi ne ducem, stăm la hotel, venim cu mașina și întrebăm, bă, ești suferiți? Nu. Hai să suferim cu ei ca să înțelegem ce se întâmplă acolo. Și am zis, ok, ne-am zis la Râmnicu Sărat, ne-am cazat, Cristi aici de față, ne-am luat sculele și am pornit pe jos, prin zăpadă, către acei oameni. Ba mai mult, după ce i-am găsit și am început să facem povești cu ei, și am zis, ok, hai să facem mai mult, să dormim cu ei, să stăm cu ei în casă, pentru că erau bătrâni care spuneau, murim, murim. Și mureau, pentru că în acele zăpezi au murit peste 100, 110 sau oricum peste 100 de oameni. Și am zis, ok, hai să trăim cu ei în casă, dar hai să vedem ce, care-i viața omului, cum... Și am trăit prima noapte în casa de Valentine's Day, în casa bătrânului Radu. Și ăsta este un moment pe care cu siguranță amândoi o să ni-l aducem aminte. Ba dincolo de povestea asta, că aici cumva apare sentimentul ăla când zici, hai mă, că ce-am făcut poate a contat. Am spus la televizor dimineața ce se întâmplă acolo, cât de mult suferă oamenii ăștia, pentru că am dormit în zăpadă. Auzeam cum pârie casa din toate încheieturile. Erau minus nu știu câte grade acolo. Deci dormeam cu mai multe straturi de așternuturi pe noi. Dimineața am povestit ce s-a întâmplat acolo. Au venit pompieri, au venit jandarmi. Cele din urmă și-au făcut drum și-au ajuns prin zonele astea. Și-au venit niște voluntari de la București, de la o biserică, vreo 30 de oameni, care au reușit să scoată omului casa din zăpadă și a lui și a vecinilor și după aceea s-au întors în primăvară și cu niște motopompe, că toată zăpada aia se topea, ei aveau casele din pământ, ar fi dărâmat casa, apa din curtea lui. Și au scos cu motopompele apele de acolo. Și pe omul ăsta l-au salvat pe el și pe oamenii din jur. Și atunci am avut sentimentul că, uite, facem ce trebuie. Ba mai mult, tot la filmarea asta m-a sunat Mona Nicolici, am văzut ce faci, vin cu două tiruri cu diversie. Nu veni, că tinerii satului atacă tirurile astea și la bătrâni și la cei în suferință în ajung. Și mă uitam, în momentul ăla, la o trupă de pompieri erau trimiși din unitate să scoată oamenii din zăpadă și era un pompier care își torcea șosetele de apă, curgea apă din șoseta aia și a pus-o în picior și mergea mai departe. Erau de o săptămână plecați, dormeau prin școli, dormeau și am zis, uite, dacă vrei, mă uit la imaginea asta, mi se pare teribil și mi-e rușine pentru că eu sunt foarte bine îmbrăcat, dacă vrei să faceți ceva pentru oamenii ăștia. Și în câteva zile m-a sunat și a zis, uite, dăm 1 milion de euro pentru, au făcut o donație de 1 milion de euro wow. Pentru ISU. S-au luat atunci primele șenilate pentru ISU din România și în anul următor m-a sunat Mona și mi-a zis, uite, m-a sunat Raed Arafat să mulțumesc că în iarna asta n-au mai murit oameni datorită acelor șenilate. Astea sunt niște momente pe care le pui în niște căsuțe ale sufletului și clar, le ții clar. Și te marchează și cumva fac parte din motorul și energia care pe noi ne mână să mergem prin păduri, prin hoți, prin mocirlă, prin gri. Asta ne propunem și noi să facem aici la Buzău, prin acest podcast, să aducem alături de noi oameni care fac bine cu scopul de a influența și a motiva alți oameni din comunitatea buzoiană să se alăture sau să facă bine în jurul lor. Vă doresc succes! Uite aici la Buzău, avem dealuri și munți. Eu tare sunt mândru de relief. Da. Și de relief și de ce se întâmplă pe relief. Dealul ăsta care pleacă spre Prahova încolo, unde acolo sunt și eu, na, ce să... Dar îmi place cum dealul ăsta prinde viață, cum apar tot felul de oameni care dezvoltă lucruri și cum... Eu mă uit, e ca o floare și simt că floarea asta va arăta foarte bine într-o zi, va arăta și mai bine în ziua în care va trece o autostradă pe aici și lucrurile astea se vor întâmpla în câțiva ani, o să o apucăm, asta e clar.
Și lucrurile se întâmplă și capătă formă și sens. Și am putea să ne uităm la lucruri de genul ăsta, am putea să înțelegem care ne sunt oportunitățile aici, că odată ce va veni un drum care ne va lega de restul lumii, lucrurile pentru Buzău și pentru tot ce înseamnă zona asta spre Moldova, eu sunt optimist, eu sper să se întâmple, pentru că văd ce se întâmplă dincolo de munți, unde a ajuns autostrada, Sebeș, Sibiu și mai sus. Acolo unde trece un astfel de drum, de o parte și de alta apar tot felul de afaceri mai mici, mai mari, vin firme de afară care își duc, ai drum. Eu văd viitorul așa și de-aia zic, dealul ăsta, în câțiva ani de zile, uite, facem un pact, o să vedeți că o să arate foarte bine. Eu văd potențialul. Cum vezi tu dezvoltarea comunității buzoiene, mai ales ca un outsider, aș putea spune, că nu ești aici în interiorul ei și poate poți să o vezi mai bine privind-o din exterior? Așa, la o privire de sus, a zice că lucrurile, și nu doar a zice, chiar se întâmplă. Fața acestui loc s-a schimbat. Față în bine. În bine, da. Față de cum știu eu orașul ăsta și l-am văzut în ani. Cumva nu vin foarte des aici pentru că vin de la București și mă opresc la Pietroasele și doar atunci când am nevoie de ceva ajung și în Buzău sau sunt în trecere și mă opresc aici. Dar eu văd că se mișcă. Pentru că Buzău nu are centru universitar și atunci tinerii pleacă spre București, spre alte țări să-și facă studiile, dar mi-aș dori cumva să-i aducem înapoi cu experiența pe care ei o câștigă, să vină aici în Buzău și să ofere Buzăului oportunități mai bune prin prisma prin care ei au văzut lumea acolo. După ce va ajunge autostradă, vă dau scris în momentul ăsta că o parte din buzoieni se vor întoarce aici. Pentru că locul ăsta se va dezvolta. Eu și Luca ți-am pregătit un set de întrebări spre final, se numește rubrica cu 10 întrebări fulger. Una eu, una Luca, îți iei timpul de gândit, preferați să răspunzi cât mai repede. Ok. Providență sau hazard? Providență. Trei lucruri care îți plac în Buzău? Trei lucruri care îmi plac. De fiecare dată când ajung în Buzău plec un portbagaj de covrigi. Îmi place la Buzău, că de aici vin și eu, îmi place hazul. Noi avem un soi de haz așa și un fel de a privi lucrurile. Și trei, ce spuneam puțin mai devreme, da, îmi place dealul ăsta și tot ce începe de aici, de peste deal și se duce în partea aia în sus, foarte mult, mă simt foarte bine. Următoarea e reversul medaliei, trei lucruri care nu-ți plac în Buzău. Griul. Încă suntem într-o zonă de gri. Construcții și vestimentar și comportamental. Iarăși comportamental. Nu-mi place și sunt de aici, din Buzău, știu foarte bine cum sunt. Avem un soi de răutate. Pe lângă haz. Pe lângă haz, da, și avem răutate. Un fel așa repezit și o răutate pe care o sesizez de asta. De ce ziceam când intri în magazin, bonjour, monsieur, da. Comment ça va? La noi nu prea funcționează. Și dacă ei, uite, să pun și treiul, încă avem foarte multă mizerie de asta de... Fizică, nu ai. Da, stradală. Mizerie de jur împrejur și când mergi pe în jurul orașului. Există cu adevărat altruism? Altruismul are în spate o formă de egoism și chiar îndemn egoismul ăsta pus în slujba altruismului, a binelui. Care este cea mai mare frică a ta? Frica de moarte. Nu a mea, cu toate că și mie mi-e frică de moarte, dar oamenilor de lângă mine. Care este cea mai mare realizare a ta? Cei doi copii. Sara și Achim. Felicitări. Să trăiască. Facebook sau TikTok? Facebook. Banii sau puterea? Puterea. Ce cauze te sensibilizează atunci când te alături unui ONG care militează pentru o anumită cauză? Care sunt cauzele? Sunt sociale? Sunt pe educație? Sunt pe sănătate? În primul rând, beneficiarul. Și așa pe domenii, cred că m-am îndreptat și către mediu, și către social, și către... Ultima întrebare. Care este cea mai importantă lecție pe care ți-a dat-o viața? O lecție pe care viața mi-o dă în fiecare zi este...
felul în care se uită copiii mei la mine și mă uit eu la ei și mă raportez la ei și de acolo trag energie. Cred că asta este viața. La finalul emisiunii, cu o recapitulare a acestui podcast, vreau să îți mulțumesc în primul rând că ne-ai vorbit și de copilărie, de dezvoltare, de ceea ce înseamnă și ai avut un apel la acțiune și asta mi se pare, cred că, cel mai important lucru pe care l-am discutat astăzi. Ieșiți din rând. Exact, ieșiți din rând. Și la final share și poveștile din România TV. Așa că ceea ce te-aș ruga este să dai un sfat tinerilor ca mine, pe lângă acest îndemn la acțiune, despre cum să facem un pas în față spre această schimbare. Primul sfat pe care l-aș da este să nu pierdeți timpul. Nu vă irosiți timpul aiurea, pentru că cu acest moment, cu această clipă, nu ne mai întâlnim. Un alt sfat, să trăiești timpul. Ce a fost, a fost. Învățăm și tragem concluzii și ne uităm la trecut și putem să învățăm foarte multe și e important să ne uităm. Avem niște proiecții spre viitor, dar ce contează foarte tare este trăitul ăsta acum. Trăitul ăsta acum trebuie să fie de calitate. Încercați să ajungeți la nivelul la care acum prezentul ăsta este de calitate și vă mulțumește. Să fii bine tu cu tine atunci când îți trăiești prezentul. Sunteți în vremea în care trebuie să luați decizii. Ce fac eu cu viața mea? Uite, tu ești a 11-a, o să fii acum și pleci la facultate. Tu știu că vrei să mergi către drept. Da, da. Odată ce ai ajuns acolo, nu avea teama de a schimba direcția. Bine, asta nu înseamnă că trebuie să încercăm din toate câte puțin până când îmi găsesc eu direcția. Dar la un moment dat, așa cum s-a întâmplat cu mine, ai, nu știu dacă neapărat curajul, dar fă-ți calcule în așa fel încât să schimbi direcția. Nu o să fie ușor, e posibil ca direcția în care tu te îndrepți și pentru care te-ai pregătit să-ți ofere o oarecare confort, cel puțin ai pregătirea asta, de eu 9 ani m-am pregătit, deci aveam ceva bagaje strânse și am luat-o într-o parte unde era complet necunoscută viața. Decât să fii nefericit o viață întreagă, mai bine la un moment dat faci stânga sau dreapta și îți cauți un alt drum. Alex, îți mulțumim foarte mult pentru prezența ta de astăzi. A fost o plăcere să te cunosc, să mai vorbim și chiar cred că s-au tras niște concluzii foarte importante pe care eu cel puțin o să le internalizez în viața mea. Îți mulțumim foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Și vă mulțumesc. Și, ne și încă o dată vă mulțumesc că m-ați adus acasă. Da. Și vă mulțumesc că faceți treaba asta și că, uite, deja voi ați pus aici temelia unei celule. Mulțumim. În care binele se întâmplă. Și vă țin pumnii. Hai să spargem gheața.